Manualul de utilizare al fotoliului de masaj Nova Duo de la Comoder. Pe partea din spate a fotoliului găsiți butonul de pornire sau oprire generală. Dacă nu se va folosi fotoliul o perioadă mai îndelungată de timp, se recomandă oprirea generală sau scoaterea din priză a acestuia. Aceasta este tableta fotoliului de masaj Nova Duo. Fotoliul se poate porni de la acest buton. Fotoliul se va rabata pe spate, după care va începe scanarea inteligentă. După finalizarea scanării, dacă nu suntem mulțumiți de poziția detectată a umerilor, putem ajusta această poziție prin apăsarea săgeții în sus sau în jos. Pe ecran aveți următoarele informații. Numărul programului automat de masaj. Timpul rămas din sesiunea de masaj. Intensitatea 4D a rolelor de masaj. Intensitatea pernelor de aer. Viteza tehnicii de masaj. Distanța dintre role. Pernele de aer care sunt active în acel moment. Dacă sunt active rolele de la talpă și intensitatea acestora. Poziția sistemului de masaj superior. Dacă sistemul de masaj inferior este activ și poziția acestuia. Starea funcției de comenzi vocale. Starea funcției Bluetooth. În partea de jos a tabletei găsiți cele 20 de programe automate de masaj. Pentru a accesa programele automate de la numărul 8 până la 20, apăsați butonul More. Ajustarea poziției suportului de picioare se face prin ținerea butoanelor de pe tabletă. Respectiv ajustarea spătar împreună cu suportul de picioare. Pozițiile 1 și 2 de Zero Gravity se pot acționa de pe butonul 0.
Durata sesiunii de masaj poate fi ajustată apăsând butonul Time. Încălzirea de la spate se poate porni, o linie roșie apărând pe tabletă când aceasta este activă. Viteza rolelor de la talpă poate fi reglată pe 3 nivele sau se poate opri complet. Activarea comenzii vocale se poate face în două moduri. Apăsând butonul Voice de pe tabletă. Sau zicând comanda Hi Alice, după care comanda dorită. Dacă se dorește oprirea completă a comenzii vocale, se va ține apăsat 5 secunde pe butonul Voice. Apăsând butonul de Health Detection, veți activa sistemul de scanare și detectare a stării de sănătate, respectiv ritmul cardiac și oxigenarea sângelui. Pentru a începe detectarea, țineți un deget pe senzorul situat pe partea stângă a fotoliului. Este necesar să așteptați până se finalizează măsurătorile. Să nu mișcați degetul de pe senzor. Pentru dezactivarea sau activarea sistemului de masaj inferior, se va apăsa butonul Dual Core Switch. Intensitatea 4D a sistemului de masaj superior se poate regla pe 5 niveluri. Zona de acționare a pernelor de aer se va face prin apăsarea butonului Mode. Intensitatea pernelor de aer, reglabilă pe 3 trepte, se poate face prin apăsarea butonului Intensity. Tehnicile de masaj manual pot fi acționate după cum urmează. Prima dată se va selecta una dintre cele 9 tehnici de masaj apăsând butonul manual. Pe ecran va apărea o pictogramă cu tehnica de masaj care funcționează în acel moment. În cazul că se dorește ca rolele de la spate să nu efectueze nicio tehnică de masaj, se va apăsa pe butonul manual, până când pe ecran nu va apărea nicio pictogramă a unei tehnici de masaj. Așa fiind posibil să acționeze doar pernele de aer din zona selectată. Dacă se dorește schimbarea zonei de acționare a tehnicii de masaj setate, se va selecta una dintre următoarele opțiuni apăsând butonul Position. Viteza tehnicii de masaj se poate regla pe 5 trepte apăsând butonul Speed.
mutarea punctului fix, H0 sau zona reglabilă de masaj, H1, se va face prin ținerea săgeții în sus sau în jos. Distanța dintre role nu se poate schimba în această tehnică de masaj. Este necesară schimbarea tehnicii de masaj, de exemplu, bătaie ușoară sau shiatsu. După care se poate selecta una dintre cele 5 distanțe dintre role apăsând butonul de Width. Putem pune pauză sesiunii de masaj când dorim. Sau, prin apăsarea butonului de pornire-oprire, întrerupem sesiunea de masaj, iar fotoliul va reveni la poziția inițială. Vă rugăm să așteptați ca fotoliul să fie în poziția lui inițială pentru a vă da jos din el. Notă importantă. Acest fotoliu este programat în așa fel încât, după terminarea minutelor setate de masaj, fotoliul să rămână în poziția rabatat pe spate, pentru a rămâne relaxați în el până când simțiți nevoia să coborâți. Pentru a-l aduce la poziția inițială, va fi necesară pornirea fotoliului, după care oprirea acestuia.